ziua tuturor. Suntem, după cum vedeți, pe autostrada de centura capitalei, zona Bragadiru Cornetu. Sunt ultimele pregătiri înainte de a se da în trafic acest lot de autostradă. Puțin mai devreme, comisia de recepție a încheiat procesul verbal de recepție a acestei lucrări. De la ora 12 va fi dat în trafic acest tronson între DN5 și DN6. În 2020, dacă țineți minte, a fost o știre de presă, între ghilimele, că s-au dat cu artificii pe autostradă. Da, era deschiderea lucrărilor, iar antreprenorul turc a prins câteva artificii formând steagul tricolor. A fost o surpriză și pentru noi la momentul respectiv. Nu știam că antreprenorul va recurge la asemenea gesturi. Aș fi preferat ca mobilizarea lui să fie perfectă, cum a fost în ultima perioadă, pe tot timpul parcursului execuției lucrărilor. Dar a avut ceva sinuozități. După cum vedeți, acest lot de autostradă se prezintă în condiții bune. De la ora 12, toți cei care vor să circule între DN5 și DN6, fără a mai trece pe centura capitalei, o vor putea face folosind acest tronson de autostradă. Cel mai nou tronson de autostradă pe care îl dăm în trafic. Cu acest tronson de autostradă ajungem la un total de 96 de kilometri de autostradă și drum expres pe care îi dăm în trafic, în parțial în trafic în acest an. 81 de kilometri în trafic, aproximativ 15 kilometri care vor fi dați în trafic în cursul anului viitor. Mai avem în execuție lotul 1 pe această zonă de sud. Acel lot finaliza în prima parte a anului, până prima parte a anului viitor, cu descărcare în autostrada de care merge spre Constanța, A2.
lotul 3 despre care v-am comunicat acum 2 zile, care trebuie neapărat să-l finalizăm în cursul anului viitor pentru a închide seminerul sudic între A1, DN6, DN5, DN4 și A2. Suntem pe breteaua de intrare dinspre DN6 spre Jilava 1 decembrie.